Care ar fi semnalele de alarmă, primele pe care le dă boala? Cum se manifestă de fapt aceasta? Are câteva manifestări foarte bine structurate din cele cardinale, cele care practic arată și indică faptul că există suspiciunea de endometrioză. Sunt durerile menstruale, durerea pelvină cronică, pentru că la începutul endometriozei durerea este menstruală, la fata foarte tânără, la adolescenta tânără. După aceea, odată cu progresia fenomenelor din interiorul corpului, pot să apară dureri cronice care se extind și nu mai există pauză între durerile menstruale sau din jurul menstruației și durerile celelalte. Pe de altă parte, la menstruație experimentează, în afară de durere, și o edeme și dureri de burtă generalizate. Chiar literatura anglosaxonă menționează asta sub un termen așa mai comun ca și langaj, care se cheamă endotami, adică burtica de endometrioză. Este foarte răspândit în literatura anglosaxonă. Plus de asta urmează și menstruațiile care sunt foarte abundente, uneori sângerări între menstruații. În afară de asta, un alt simptom cardinal, care formează cu celelalte două un fel de trepied simptomatic, ca să zic așa, este infertilitatea, care este o pagubă socială. Este mai mult decât o pagubă socială, e o pagubă pentru familie, pentru cercul de prieteni și așa mai departe.